După ani de așteptare, locuitorii satului Brăila din municipiul Chișinău se pot bucura de acces la apă potabilă de calitate în cadrul unui proiect finanțat de bugetul local. 14 kilometri de conducte vechi de aproape jumătate de secol au fost schimbate. După renovare, acestea asigură alimentarea cu apa peste 350 de gospodării din regiune. Conductele erau atât de vechi încât livrarea apei era întreruptă ori de câte ori apăreau defecțiuni la apeduct. În același timp, locuitorii satului Brăila spun că apa era calcaroasă și conținea impurități. Ruginită, galbenă, în genere era foarte dură apa la noi. Eram nevoită să cumpăr apă la copii, să le dau apă potabilă bună, dar acum cu apa asta nouă e foarte bine. E și apa curată și nu lasă la fierbere nimic. Era cu rugină, n-ajungea. Da, acum suntem foarte mulțumiți. E o apă curată, gustoasă. Suntem mulțumiți. Noi apă folosim la mâncare, la spălat, doar apă trebuie și la toate și ele. Fără apă nimeni nu poate trăi. Apeductul are aproape 14 kilometri, iar odată cu renovarea acestuia au fost instalați și 25 de hidranți antiincendiari. La momentul dat sunt conectați toate casele, au apă la turnurile care s-au executat și s-au montat. Capacitatea turnurilor sunt de 50 de metri cubi fiecare turn, cu înălțimea piciorului de 18 metri. A fost un proiect așteptat și dorit de toți locuitorii satului Brăila, deoarece rețelele erau, de prin anii 60, construite haotic prin grădini din țevi de metal și, practic, majoritatea erau ruginite și apa era imposibil de utilizat și frecvente întreruperi, iar o bună parte din localitate nici nu avea acces la apă, deoarece nu aveau presiune necesară. Proiectul de reabilitare a costat 7 milioane de lei, bani alocați din bugetul local, iar pentru conectare, localnicii au plătit câte 1300 de lei.